Bun găsit de la Orlești, aici unde în Vinerea Mare vom asista la un meci mare în Superliga Vâlceană la fotbal. Este cu siguranță derbiul etapei cu numărul 20, ținând cont de faptul că se întâlnesc două vecine de clasament. Voința Orlești este pe locul 5 cu 33 de puncte și primește vizita ocupantei poziției a 6-a, CS Mădulari, formație care a acumulat 27 de puncte. Întâlnirea va fi condusă de o brigadă din Râmnicu-Vâlcea, avându-l la centru pe Cătălin Buș, ajutat la cele două linii de Ioana Angelica Băcanu și Ramona Bălteanu. În partida din turul campionatului disputat la Mădulari, oaspeții de astăzi s-au impus cu 5-4. Cu trei etape înainte de încheierea campionatului, Voința Orlești, din echipament alb-albastru, avea asigurată matematic prezența în faza play-off, în timp ce oaspeții de la CS Mădulari încă au emoții în ceea ce privește poziția a 6-a, pentru că ocupanta locului 7, Unirea Tomșani, îi urmărește orice pas greșit, aflându-se la numai 5 puncte distanță. Lovitură liberă pentru oaspeți execută Ciprian Popescu, dar capitanul Nicolae Sabău reține cu siguranță. La cealaltă poartă, Daniel Murgoci respinge șutul expediat din apropiere de Valentin Mihalcea, dar un minut mai târziu cei doi s-au aflat din nou față în față pe extrema opusă și de această dată Mihalcea a reușit să deschidă scorul. Bucuria gazdelor a fost de scurtă durată și asta pentru că în minutul imediat următor Raul Florică i-a luat fața lui Sticlaru, a trimis plasat peste Sabău și a restabilit egalitatea. Mai mult, oaspeții aveau să preia conducerea la un corner în urma căruia Paul Cocorăscu a înscris spectaculos în proprie poartă. La centrarea lui Sticlaru, Mihalcea a ratat șansa egalării, șutul său trecând mult peste transversală. Oaspeții au fost aproape să-și dubleze avantajul, dar șutul la colțul lung trimis de Bogdan Mihăilă nu și-a atins ținta. A urmat o lovitură cu capul expediată de Mădălin Mitală, dar balonul a fost respins de golkeeperul oaspeților și pericolul a fost îndepărtat în cele din urmă. Timp de o secundă, oaspeții s-au bucurat pentru golul 3 înscris de Popescu, însă asistentul Ioana Angelica Băcanu a semnalizat offside, astfel că rezultatul pauzei a fost Orlești-Mădulari 1-2. La puțin timp de la reluare, corner pentru gazde, lovitură de cap Ion Trașcă și Murgoci scoate de sub transversală. Lovitura de colț care a urmat avea să aducă și golul egalizator, reușită care a purtat semnătura lui Mădălin Mitală. La cealaltă poartă, Mihai Clenc a trimis un șut periculos care nu și-a atins ținta, după care a venit o fază la care gazdele au solicitat penalti, dar în cele din urmă, centralul Cătălin Buș a acordat lovitură liberă echipei vizitatoare. Lovitură liberă pentru orleșteni, execută Dan Ioniță exact pe centrul porții și Murgoci reține fără probleme. Golkeeperul oaspeților avea să fie învins un minut mai târziu, atunci când Valentin Mihalcea s-a aflat la locul potrivit și a trecut în cont dubla și a preluat conducerea 3-2 pentru Voința. Ion Trașcă a fost aproape de golul 4, dar lovitura sa cu capul a fost deviată în corner. Gazdele au reușit în cele din urmă să-și facă finalul mai ușor, pentru că Nicolae Samir Sticlaru a dublat avantajul prin golul care a stabilit și rezultatul final. Voința Orlești, CS Mădulari 4-2. O victorie frumoasă cu multe răsturnări de scor. Cum a fost pentru dumneavoastră acest meci? Da, sunt două localități cu două echipe de fotbal bunicele și tot timpul a fost orgolii între noi, s-a jucat frumos, a văzut chiar foarte frumos și a făcut, cred că, cinste fotbalului din Superliga. Felicit echipa mea pentru victorie, era normală pentru că ne asigura unul dintre primele locuri în play-off, locul 4, la care am avut ca obiectiv de la începutul campionatului. În primul rând, aș vrea să le doresc un Paște fericit băieților și la cetățenii localității Orlești. Un Paște fericit și să aibă multă sănătate și multe bucurii în viața de zi cu zi. Greu, foarte greu. Din cauza timpului, din cauza echipei adverse care s-a ținut de Sky, de jucătorii noștri. A fost un derby local pentru noi și pentru ei și destul de greu pe vremea asta. Greu la început, am intrat în jocul lor, dar a doua repriză am pus mingea jos și cred că am controlat meciul, nu se pune problema cine merita să câștige. O victorie frumoasă, cum a fost pentru tine acest meci? E un meci un pic mai special, mai ales că este derbiul sudului aici, ca să spunem așa. Majoritatea ne cunoaștem, ambiții personale. Ne bucurăm și sperăm să ne vedem în play-off alături de ei. Și cam asta a fost, un meci disputat, spectacol, nervi, ca la fotbal. Pentru echipa din Mădulari, emoțiile continuă, pentru că Tomșaniul urma să se apropie la numai două puncte. Ați pierdut, din păcate, după ce ați condus odată. Păi am pierdut, așa e în fotbal, că la 2-1 face Mihailă 3-1, altul era rezultatul. Normal, suntem un obiectiv, suntem în primii șase,
Așa ne-am propus obiectivul, cu bani puțin, puțin ai. Suntem până cu 6, atâta putem în momentul de față, sperăm să piedice Tomșani la Brezoi și să bătem alu numai sâmbătă și suntem în play-off. În etapa următoare, ambele echipe vor juca pe teren propriu. Voința Orlești primește vizita liderei Flacăra Horezu, iar CS Mădular va evolua în fața propriilor suporteri, având ca adversară pe Oltețul al 1-2016. Atât de la frumoasa arenă din Orlești, pentru Sport TV Vâlcea 1, Diana Deaconescu și Paul Mocanu.